Și acum, tot conform tradiției, președintele Senatului UNATC, domnul profesor universitar Sergiu Angel, este cel care vă va adresa mesajul său. Bună ziua! O să stau un pic mai aplecat așa ca domnul Mandea, nu pentru că am probleme la coloană, dar probabil pentru că în seara aceasta cei de la Sound Design au asigurat sunetul. O să încerc să fac corecția de rigoare, poate mă ajută cineva. Da, sigur. Pentru că în fața studenților, un profesor trebuie să stea drept. Sincer să fiu, nu știu cum să fac asta. Știți dumneavoastră? Nu știu. Hai mai veniți voi. Altfel vorbește omul când poate să imposteze cât de cât, chiar ca amator, în momentul în care diafragma liberă de o plecăciune artificială cauzată de o mică neglijență a regiei. Vreau să vă spun că m-aș bucura să ne întâlnim la ceasul ăsta de sărbătoare în postul, pentru voi, postul atelier din, cum se spune, comuna Matei Voievod. Pentru că acolo, nu știu, energiile parcă erau mai bine strânse, mai bine focalizate și simțeam din partea studenților o reacție mult mai vie decât în acest teatru unde ne lăpim în fotolii și unde devenim așa ușor burghezi. Dar haideți să vă aducem totuși imaginar măcar acolo. Revenim așadar la subiectul de astăzi care este absolvența voastră. După 3 ani, de studii, de ore îndelungi la bibliotecă, de cursuri dure cu profesori care, în mod sigur, au fost duri. După multe referate și în fața unei teze de licență care vă așteaptă, dar și după multe pahare de bere consumate la bikes, generația 2019, you made it! And you are fucked. Așa și începea discursul, am făcut și eu un copy and paste, într-o lume a copy and paste-ului, un mare actor la deschiderea similară, de fapt la închiderea unui ciclu universitar într-o mare și importantă universitate din Statele Unite, Tisch University, iar actorul nu era unul oarecare, ci era nimeni altul decât Robert De Niro. De ce le spunea Robert De Niro asta studenților de la Tisch University? Pentru că și ei, ca și voi, terminând această licență, ajungeți să deschideți larg porțile unei jungle, în care niciun sfat, nici chiar cele foarte paterne date de rectorul vostru, nu o să vă ajute cu nimic. Dacă am fi fost în această seară la ASE, de pildă, și voi ați fi fost studenți la economie, am fi avut cel puțin garanția că în următorii ani îndatorarea în euro a României va ajunge la peste suma de 18 miliarde de euro. Dacă am fi fost la drept, și voi ați fi fost studenți la drept, am fi avut garanția că dacă unii dintre voi ar fi ajuns la înalta curte de casație și justiție, colegii voștri, în cazul în care DNA-ul v-ar fi condamnat pentru 7 capete de acuzare, v-ar fi spălat și v-ar fi repus la locul vostru la înalta curte de casație și justiție. Dacă ați fi fost, sau dacă am fi fost cu toții la absolvența școlii de poliție din București, acolo în Băneasa, am avea garanția că la următorul 10 mai i-ați putea gaza pe colegii voștri de suferință și economică, și politică, și de toate felurile. Iar dacă
Iar dacă ați fi, dacă am fi aici la o universitate care ar servi cu cadre Ministerul Mediului, sunt sigur că ați termina cu ciocărlia românească, eliminând astfel, probabil, și din repertoriul Sile din Nicu, piesa de rezistență. Dar sunteți studenți ai unei universități vocaționale. Când ai o vocație, ca și cea care îi face pe unii oameni care cred în Dumnezeu să devină sfinți, treaba asta, de regulă, se asociază cu lacrimi. De aia și restaurantul foarte prețuit de actori se numește Lacrimi și Sfinți. Sau Bikers. Da, n-am auzit. Da. Am zis sau Bikers. Da. Așa e, da. Cu alte cuvinte, nefiind nici experți contabili, nici viitori judecători, nici polițiști, nici membri ai unui minister care se ocupă de mediu și de protecția ciocărliei românești, sigur veți avea foarte mult timp liber. Mai ales că bugetul Ministerului Culturii scade așa cum scade și calota glaciară. La FCN fondurile au fost reduse cu 30%. Cu alte cuvinte, timpul liber va trebui să-l vedeți ca pe oportunitate, pentru că în orice dezastru există și o parte bună. Așa că timpul vostru, imediat după absolvență, va fi probabil unul dedicat lecturii și întâlnirii cu alt tip de profesor. Pentru că un student are șansa să întâlnească în viață două tipuri de profesori. Profesorul, să zicem, de instituție, cei pe care îi vedeți aici. În multe instituții de învățământ, ei se recrutează din numărul celor care, neștiind să facă un lucru, învață pe alții. Și mai există, pe lângă acest profesor pe care de regulă îl numim profesorul formal, există și profesorul informal. După absolvență, în mod sigur, va trebui să-l găsiți pe acesta. Pentru că e o tradiție, că tot s-a invocat numele tradiției, în Europa tradiția asta se referă la traseul pe care îl face discipolul înspre maestru, iar în India, care este și ea o mare cultură și un reper în sensul ăsta, tipul ăsta de întâlnire se face între ceea ce în limba respectivă se numește Kela, adică discipolul, și guru, care este maestru. În India se spune că, de regulă, discipolul, Kela, îl întâlnește pe maestru doar atunci când este pregătit. Există și aici un avantaj și un dezavantaj, ca în toate lucrurile din lumea asta. Dacă cineva îmi poate spune un lucru care nu are și dezavantaje, pe lângă avantajele respective, mă înscriu și eu ca domnul rector în primul an la Universitatea UNATC și nu UNEATC, cum se tot spune aici. Care este dezavantajul? Dezavantajul de a-l întâlni pe domnul guru, profesorul informal, care din punctul meu de vedere oricum este o întâlnire providențială, spre deosebire de cea cu profesorul formal, care este una instituțională, prezintă avantajul că odată întâlnit guru, rămâi cantonat în sfera lui de influență de gândire și de foarte multe ori, cei care au avut această șansă, care reșine șansa respectivă, nu ajung decât până la pensie să citeze din guru pe care au avut norocul, nenorocul de a-l întâlni. Așa că vă urez aici, pentru că nu dau sfaturi, pentru că știți și voi, am spus-o de mai multe ori în astfel de situații, că nu dau sfaturi pentru că sunt convins că știți să greșiți și singuri, vă urez să nu vă întâlniți acest guru. Pentru că este o șansă să fiți obligați să învățați continuu. Cel puțin atât de mult ca un academician, tot din spațiul european, ca să revenim acasă, și care s-a prezentat cu o cerere de a fi primit la Academia Franceză. Povestea asta este dintr-o carte de clasa 5-a a manualului de franceză pe care eu l-am parcurs. Nu o să găsiți așa ceva în manualele de astăzi. Iată istoria. Acel domn, un învățat, un mare filozof, se prezinte la Academia Franceză cu cerere. Este invitat
nu îi se respinge dosarul, ca să zic așa, ci într-un cadru fastuos, foarte ceremonial, cu robele îmbrăcate așa cum se cade într-un astfel de cadru, acestui domn, cunoscut și recunoscut ca fiind unul dintre cei mai inteligenți din Franța la ora actuală, îi se prezintă o cupă plină cu apă. Filozoful se apropie, remarcă acea cupă, se uită la ea, o vede, înțelege mesajul, pe care bănuiesc că l-ați înțeles și voi, se uită prin cameră și vede o glastră cu niște flori. Era și un trandafir acolo. Se duce la glastra respectivă, ia o petală de trandafir și vine și o așează deasupra apei din pahar, care era plin. În momentul respectiv, academicienii se uită unii la ceilalți și înclină capul. Acel filozof a fost primit ca membru al Academiei Franceze. Vă doresc și vouă să ajungeți, să fiți primiți acolo unde veți dori, nu dând examene care eventual pot fi trucate, nu prezentând kilograme de dosare în care fiecare astăzi spune ce vrea, ci în fața unor comisii care să aibă înțelepciunea acelei Academii Franceze din acel timp. Vă mulțumesc! Mulțumesc și noi! Încep să le...